Salut, arată toată lumea și bine v-am găsit la un episod din PSR Blue Bug, fraților. Hai să continuăm seria noastră frumos și că este ora 4 dimineața. Și hai să le schimbăm skin-ul că nu am pierdut și timp pe deschimbă asta. Aici. Mamă, cu cât o vin de nebun ăsta, frate, stați-mă un pic să fac o chestie. Așa. Mamă, cu cât o vin de aici nebun, cu un cac. Stai mă, ce? Un ca. Stai mă, că nu înțeleg ce numărul ăla. Un ca. Adică un miliard m-ar veni, dar nu e un miliard. Ba da, mă, un miliard e ăla. Da, mă, ești nebun. Cum să what the fuck o vine cu un miliard? Așa de ba, așa de mulți bani scoate din ea. Nu pot în timp ce am atât serios. Macar by head. Oh. Vor am o părere de asta de mafiat și by grasses. Ce ochelari okay, să ne luăm? Nu pot știa, cred că e hotel, mă. Ce frumos arată băiatul. Deci nu putem să ne schimbăm hainele când avem wanted. Asta încercăm eu să fac, să-mi schimb hainele când aveam wanted. Foarte nasol. Ok, deci încă suntem în wanted-ul de episodul trecut. Că, practic, dacă ies de pe server, îmi restaurează o antidot. Adică, dacă mai aveam un minut până să am 5 stele, îmi face iară 15 minute și... Cel mai probabil mâine o să îi zic la o poliție să mă aresteze. Pentru că acum nu cred că o să mă aresteze nimeni și plus că n-aș vrea în timpul filmării, vă dați seama. Nu cred că mă duc acum în timpul filmării să zic la o poliție, domnule, arestează-mă. Te rog că... nu. Nu, asta e când timpul până, adică cineva stăm la închisoare sau ce, în timpul filmării. Ce vreau să fac acum, eu să fac un pic de ferm. Că, v-am zis, trebuie să fac ferm, vreau să fac, opa, skills, vreau să fac skill 6 la ferm, mai am nevoie de încă 83 de, de alea vândute de saci de făină. Vânduți, așa că, hai să muncim la fermier. Bine, vă dați-mi acum, o să fac skill 6 în episodul ăsta, zic și eu ca idee, o să faci, o să, na, facem așa, în fiecare episod. Pentru că, practic, Blue este serverul de care ne-am apăcat de la începutul canalului și nu vreau să mă dezlipez de orice ar fi. Aia, eu o să intru pe alt server într-o facțiune ceva, o să intru pe RPG3 pentru că am un coleg de școală, să spunem un pic. Am un coleg de școală care joacă pe RPG3 și e news reporters la level 9. Și nu-i news reporters, e un school instructors. Și am zis că merită să mă duc și eu pe RPG3. Acum, nu știu, RPG3, RPG2 e cam același lucru, dar... nu știu, poate pe RPG3 pot să intru mai rapid și... la cât de cât mai ca lumea în facțiuni. Și tu trebuie să ai sancțiunea asta e faza, dar nu știu cum, frate, care e cel mai ca lumea? Că, practic, pe... nu, no, oprește, tu oprește, a, am înțeles, frate. Că, practic, pe... baghete cele mai multe pile, mai ales pe blo, deci pe blo, practic, fără pile n-ai cum să intri în facțiune, deci... da. Hai mă, de... no, dacă se oprește aici... uite mă, că urcă, ești nebun? Urcă nebun, la urcă. Da. Și am modurile care la un moment dat nu mai îmi plăceau, adică nu-mi plăcea mapa aia. Oh, nu, 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 mamă, ce bine materializat, ești nebun. Am modurile care la un moment dat nu-mi plăceau, acum, sincer, nu știu, cât de cât mai îmi plac. Uite, mi-am făcut un friend drop, nu știu de ce a fost friend drop-ul ăla. Dar hai să zicem că a fost ceva. Ok, să oprim aici, hai să luăm un tractor și să facem niște ferm, nu? Niște fermuță. Bă, ce vreau să vă zic, fraților, legătură cu giveaway-urile, cred că o să le fac gen din 50 în 50 de episoade sau din 25, da, bine, din 25 în 20 de episoade cam, na. Cred că o să fac ori din 30 în 30, pentru că eu cum postez un episod pe zi, nu știu acum 100% dacă o să postez tot timpul un episod pe zi, dar așa, cum postez în medie un episod pe zi, practic, na, pot să fac un episod, ăsta un giveaway odată pe lună. Adică odată la 30 episoade. Ma, nu știu, frate, și cât o să mai țină seria asta și cum, na.
O să vedem, de la episodul 100 încolo, cred că o să începem cu giveaway-urile, pentru că atunci o să fiu și mai avansat, mai alea. Adică 25 de caca astea nu i-am făcut neapărat din ferme, am fost din afaceri, din alea, și cu Zedo, adică Ilei, mulțumesc chiar foarte mult, oa, unul face... Hai frate, trage. Ah, stai mă, cam wanted cu aia. Wow. E bun, băiatul nu e în stare să mă nimerească. Am luat trip. Am așteptat pe partea asta altă, m-am gândit. Nu sunt în stare, băieții, să mă împuște. Hai că mai aștept un post. Asta e number flow. A, ce? A, alt ratat, am înțeles. Aim.flor este, nu. Number 30, slash SMS 3503, aștept post. Da. Nu mă mirase prima dată cine dracu trage cu aia după mine. Da, na, după aia... Da. Ia, doamne. Scrieți ce zice, că știți că pe, și pe Blues mulți post hunteri care vorb, gen, îți fac... Ai, margi, mă. Ok. Păi, oricum, sper că v-a plăcut acest episod. Nu există să a fost să-mi mulțumesc de subscribe la canal. Nu știu cât de scurt a fost. Dacă a fost chiar așa de scurt, nu o să-l postez, vă dați seama. Dar dacă a fost măcar 10 minute, o să-l postez. Am vrut prima dată să... să fac ferm, dar... Da, aveam 6 stele de mare, deși era logică, la 5 dimineața deja se trezește lumea. Glumeau să trezește nimeni, da? Am avut ghinionul cu ăștia care făceau raportul. Sper că v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe și ne vedem data viitoare. Bye, bye!